Stradă cu stradă, schimbăm sălajul. Acesta este sloganul cu care am pornit la drum și vreau să vă spun că acest slogan înseamnă ceva, nu sunt doar vorbe goale. Stradă cu stradă înseamnă că atât USR cât și Plus își trag seva și vin din stradă, din societatea civilă. Acolo ne avem rădăcinile. Pasul 2. Suntem în stradă. După cum vedeți, suntem aici cu membrii, cu simpatizanți, cu locuitori ai municipiului, ai județului Sălaj, pentru a le afla problemele, pentru a găsi soluții pentru aceste probleme. Și pasul al treilea, tot legat de stradă cu stradă, ca să putem ajunge la această schimbare pe care o dorim cu toții, este să continuăm acest drum de a fi tot timpul în stradă, alături de dumneavoastră, alături de cetățeni, pentru a putea ajunge să schimbăm ceva. Cred că toți ne dorim să avem o comunitate sau comunitățile în care trăim să fie cât mai bune, din toate punctele de vedere. Județul Sălaj și municipiul Zalău sunt, trebuie să recunoaștem, deficitare din multe puncte de vedere. Aș începe cu infrastructura. Nu o să intru adânc în toate problemele. Colegii mei care sunt candidați, domnul Florin Iordache la primăria municipiului Zalău, domnul Ion Sălăjanu, pe care îl vom susține la președinția Consiliului Județean, ceilalți colegi care sunt pe listele Consiliului Județean ai Alianței USR Plus, primarii din județ, tot de pe listele Alianței, vor face tot ceea ce se poate ca să ajungem acolo unde ne dorim. Spuneam de infrastructură, deficitară atât în municipiu cât și în județ. Cred că în secolul 21 dotările, utilitățile nu mai sunt un lux, cum ar considera unii. Adică să avem apă curentă, canalizare, drumuri pe care să ne putem deplasa în siguranță, spuneam, nu mai este un lux. Sunt o necesitate care trebuie să devină realitate în cel mai scurt timp. Tot legat de județul nostru, avem resurse importante în domeniul turistic. Au fost amintite multe dintre ele, și culinare, și clădiri, și tot ce vreți dumneavoastră. Deci dispunem bisericile de lemn, dispunem de o diversitate culturală mare în județ, care este valorificată, cred că, aproape de zero. Avem apoi partea de resursă umană. Mie mi se pare foarte importantă și o să revin ori de câte ori am ocazia să-mi exprim punctul de vedere asupra ei. Avem tinerii care pleacă la studii, fie în centre universitare apropiate, mai mari, fie peste hotare. Cred că ar trebui să ne gândim foarte serios cum am putea să-i readucem acasă, pe cei care sunt plecați, să se întoarcă și să pună umărul la dezvoltarea Sălajului și a Zalăului, a comunităților noastre. Pentru asta ar trebui să vedem soluții și priorități legate, cum spuneam, de infrastructură, de turism, de învățământ. Un alt capitol la care suntem deficitari, nu doar ca județ și ca și țară, cred că avem mult de lucru. Lipsă de învățământ agricol, lipsă de învățământ profesional, tip dual, sunt doar, nu știu, niște încercări palide care au fost făcute de către unele licee, dar nu s-a ajuns la un rezultat așteptat. Deci, aplecându-ne asupra tuturor acestor probleme și, mai exact, găsim soluții pentru ele, cred că vom putea să schimbăm, cum spuneam, Zalău și Sălajul în bine, să facem ceva pentru comunitățile în care noi trăim. De aceea v-aș îndemna să votați candidații Alianței USR Plus, atât pentru primării, cât și pentru Consiliul Județean și pentru consiliile locale. Nu o să vă mai rețin. Colegii mei au răspuns la o serie de întrebări, au intrat într-o serie de probleme. Îi voi lăsa pe ei să dezvolte anumite subiecte. O să-i dau cuvântul domnului Dacian Cioloș, președintele grupului Renew Europe. Bună seara și bine v-am găsit! În ultimii ani, de când am asumat diferite responsabilități la nivel național sau la nivel european, pe bună dreptate, mulți zălăoani, sălăjeni mă întrebau, da bine, domnul Cioloș, dar pentru noi, pentru locurile astea de baștină, ce faceți? Și sigur că era greu să explic că de unul singur
nu poți să faci mare lucru, pentru că poți să ajuți eventual cu niște avize, poți să ajuți cu accesul la finanțare. Dar nu poți să faci în locul oamenilor care trebuie să ia decizii și să-și asume punerea în practică a unor proiecte. Ei, și ăsta e unul dintre motivele pentru care în cele din urmă am decis să intru în politică, am decis să contribui la crearea unui partid politic, a unei alianțe, acum în urma fuziunii a USR Plus, și să particip la discuții, la înțelegeri politice și aici în Zalău și în Sălaș, în așa fel încât să avem o majoritate care să ne permită să punem în aplicare niște proiecte. Și astăzi mă bucur să fiu în situația în care să pot să spun că vrem să facem niște lucruri pentru Zalău, pentru Sălaj, și nu eu de unul singur, ci împreună cu o echipă. Cu o echipă de oameni de aici, de oameni ai locului, care au decis să facă pasul ăsta spre politică, pentru că România are nevoie de schimbare, în primul rând. România are nevoie de o schimbare a felului în care se face politică, dar mai ales a felului în care se face administrație publică. Vechea clasă politică ne-a arătat ce poate să facă. În ultimii 30 de ani au fost la putere, au fost la guvernare și vedem situația în care ne aflăm. Și chiar să concretizăm aici în Sălaj, în ultimele 2, 3, 4 mandate, știm cine a asumat responsabilitate și la nivel județean și la nivelul municipiului și vedem rezultatele. Avem nevoie de un suflu nou și avem nevoie, în primul rând, să pornim din la niște lucruri fundamentale pe care trebuie să le recunoaștem și să le scoatem la suprafață. Și de asta am început încă de la europarlamentare să vorbim că noi vrem să construim într-o Românie fără hoție. Într-o Românie fără hoție pentru că degeaba vorbim de investiții în educație, în sănătate, în infrastructură, atâta timp cât în administrația publică există corupție, există incompetențe, există impostură, care se traduce prin sinecuri politice, prin nepotisme și așa mai departe. Deci lucrurile astea trebuie, în primul rând, schimbate și noi, Alianța USR Plus, prin candidații noștri, prin cei care vor fi primari, consilieri județeni, consilieri la nivel local, vrem să aducem, în primul rând, competență și transparență. Transparență a felului în care se iau deciziile, a felului în care se cheltuie banul public, a eficienței cu care se cheltuie banul public. Și de acolo încolo putem vorbi și de planul pe care îl avem pentru a crea valoare adăugată, pentru a crea locuri de muncă și pentru a crește nivelul de bunăstare din banii pe care îi adunăm din contribuțiile dumneavoastră. Pentru că banii publici care se administrează de primar, de consiliile județene, nu sunt banii politicienilor, așa cum spun unii, uite ce v-am făcut eu, sunt banii dumneavoastră și noi va trebui să fim responsabili pentru asta și să venim cu niște proiecte foarte clare. Și chiar discutam înainte de această conferință de presă, am avut o discuție aici cu susținătorii noștri, cu cetățeni din Zalău și vorbeam cu cei doi candidați pe care cu bucurie vi-i prezint astăzi, pe colegul meu din USR Plus, Florin Iordache, pentru primăria Zalăului și pe domnul Dinu Iancu Sălăjanu din partea PNL-ului cu care avem un parteneriat aici în Zalău și în Sălaj pentru președinția Consiliului Județean. Le-am propus ca în cel mult o lună de zile după ce câștigăm aceste alegeri, pentru că eu sper cu votul și cu sprijinul dumneavoastră să câștigăm, deci dacă câștigăm aceste alegeri, în cel mult o lună de zile să venim cu niște proiecte foarte clare pe care ne angajăm să le punem în aplicare în următorii 2-3 ani și vis-a-vis de care să dăm seamă. Pentru că obiectivul nostru este nu doar să câștigăm aceste alegeri locale aici în Sălaj, dar în câteva luni de zile să putem ajunge și la guvernare, să avem o majoritate în Parlament și să avem toate instrumentele ca să putem pune în aplicare proiectele acestea. Și vă spun din postura celui care cu ajutorul dumneavoastră sau și cu ajutorul dumneavoastră am candidat la alegerile europarlamentare și sunt parlamentar european și v-am spus că voi merge în Parlamentul European ca să lucrez tot pentru interesul României. Ei, în un pic mai mult de un an de zile, de când suntem acolo, am negociat pentru România, pentru următorii 7 ani, un buget multianual european de care va beneficia și România și un plan de redresare economică în urma
crizei coronavirusului, care ne afectează deja economia și o să o afecteze cu siguranță și mai mult, dar trebuie să găsim soluții, să relansăm economia. Ei, în următorii 7 ani, România va putea beneficia de mai mult de 70 de miliarde de euro din fonduri europene. Fonduri pe care sper de data asta să le putem utiliza, fonduri care pot fi accesate inclusiv de o primărie, cum e cea a Zalăului, inclusiv de Consiliul Județean pentru proiecte care vizează județul sau de primării din județul Sălaj care pot fi ajutate de Consiliul Județean să acceseze fondurile astea. Și aș vrea să ne angajăm pe niște proiecte de care avem nevoie, nu doar infrastructură de care e nevoie, infrastructură de transport, de canalizare, de apă, dar și proiecte care să dea încredere celor care investesc în sector antreprenorial, în sectorul privat, că pot să investească în Zalău și în județul Sălaj și să creeze locuri de muncă aici, să ne asigurăm că putem crea și a doua generație de dezvoltare economică și industrială a Sălajului, pentru că, așa cum spuneam, de bine de rău, după 90, fabricile pe care le-am avut aici în Zalău, câteva dintre ele s-au privatizat bine, au menținut locuri de muncă și au mai și dezvoltat unele dintre ele, au mai creat noi locuri de muncă, dar vedem că sunt unele dintre ele care se uită deja dacă să mai rămână sau nu, în funcție, cum am zis, și de cum evoluează economia. În același timp, sunt noi sectoare, noi domenii care încă nu sunt suficient de prezente în Zalău și în Sălaj, toate cele care țin de noi tehnologii, de informatizare, de digitalizare, de IT, sau cele care țin de valorificare resurselor naturale, de mediu, inclusiv agricultura, pădurile și așa mai departe, unde dacă facem investiții la timp, putem atrage investitori și putem face ca și resursele naturale, mediu, agricultura și competențele astea digitale, IT, să atragă investiții și aici. Și asta ne dorim pentru Zalău, asta ne dorim pentru Sălaj, asta ne dorim pentru România, ăsta e angajamentul pe care eu, cel puțin din partea USR Plus, ni-l luăm. Noi, cele două noi partide care, așa cum spunea colegul meu, Viasu, de la USR, vin din stradă, vin din societatea civilă, vin din mediul antreprenorial. Ăsta e motivul pentru care noi am intrat în politică și asta înseamnă pentru noi politica nouă pe care vrem să o facem. Vă spuneam, aici în Sălaj și în Zalău, vrem să facem și un parteneriat cu colegii de la PNL, pentru că am găsit înțelegere, pentru că am găsit obiective comune pe ceea ce vrem să facem aici și pentru că am ajuns la concluzia că ajunge cu PSD-ul în Sălaj a avut suficient timp să demonstreze de ce e capabil. Și nu vreau să spun mai mult. Trageți dumneavoastră concluziile legate de ce s-a promis și ce s-a făcut. Cred că vine vremea să promitem mai puțin, că vom face și vom drege și să ne angajăm la niște rezultate și ăsta e obiectivul pe care noi îl avem în comun. De asta îi susțin cu tot dragul și voi fi alături de ei, de Florin Iordache, la primăria municipiului Zalău, împreună cu toată echipa Alianței USR Plus pentru Consiliul Municipal, pe domnul Dinu Iancu Sălăjanu din partea partenerilor noștri de la PNL pentru președinția Consiliului Județean. Sunt multe de făcut în județul Sălaj și am încredere că competența dânsului, inclusiv cea managerială, pentru că domnul Dinu Iancu Sălăjanu a și condus inclusiv instituții publice, cunoașterea pe care are pentru județul Sălaj și parteneriatul pe care îl putem face și cu echipa de consilier, sperăm să avem o majoritate și în Consiliul Județean și, așa cum v-am spus, în imediat după alegeri, sigur, dânsii au proiectele lor pe care vi le vor expune, doar așa ca împreună, imediat după alegeri, să venim și să stabilim clar niște proiecte pe care ne angajăm să le facem în fața zăloanilor și în fața sălăjenilor. Vă mulțumesc, deci pe 27 septembrie vă invit să votați USR Plus, să votați acest parteneriat între USR Plus și PNL la municipiul Zalău și la Consiliul Județean Sălaj. Mulțumesc. Bună seara! Îi mulțumesc lui Dacian pentru ajutorul care ni-l acordă în această campanie electorală. Am intrat în această cursă aproape necunoscut, dar
sloganul Alianței USR Plus l-am urmat în tocmai, stradă cu stradă, pot zice chiar om cu om. Cine a fost lângă mine a putut vedea că m-am oprit la fiecare trecător pe stradă, m-am dus la fiecare gard, la fiecare portiță și am strigat oamenii și am încercat să vorbesc și să le aflu necazurile. Lucrurile stau cu totul diferit astăzi. Dacă până mai ieri PSD și primarul credeau că vor trece prin această campanie la o cafeluță, ascunși frumos și în spatele dezamăgitorului slogan, măcar ăsta a făcut ceva. Astăzi vedem că Alianța USR Plus se află în situația clară de a putea câștiga primăria Zalău. Este clar pentru toată lumea și s-au convins și ei și cetățenii că odată ce am ieșit de pe arterele principale și am intrat printre blocuri, bălăriile sunt cât casa, trotuarele sunt sparte, vedem o grămadă de, o mulțime de străzi cu case pe care nu avem asfalt și nu avem utilități de bază. Ieri am fost, de exemplu, în cartierul Sărmaș, un locuitor își construise săracul un gard înalt, zidit, doar pentru a opri mirosul care venea de la canalizare, pe canalizarea pluvială, unde, bineînțeles, venea și cealaltă canalizare. De asemenea, cred că s-au convins toată lumea, sau poate mai sunt, care încă cred că panseluțele măresc viteza de deplasare a mașinilor pe stradă, sau care nu văd încă că atunci când ieși de pe străzile centrale, pe cele laterale sunt toate blocate cu mașini parcate, iar în orașul nostru traficul se va bloca cât de curând. De asemenea, vreau să spun că administrația noastră actuală și-a făcut un renume din proiecte executate execrabil, lucrări publice de factură proastă. Avem chiar acum aici la noi, la câțiva metri de noi, pe strada Ioan Nichita, o ultimă turnare de asfalt care este o minune inginerească. Chiar vă invit să mergeți să o vedeți. A reușit administrația să-și pună pe obrazul ei o ștampilă a lucrului prost făcut și fără cap. Dacă direcțiile noastre de acțiune le-au văzut, au fost de acord cu ele și chiar au încercat să le copieze, Alianța USR Plus mai are un slogan, fără hoție. Iar acest slogan PSD nu-l va putea copia niciodată. Personal am purtat cu mândrie sloganul fără hoție acum un an la alegerile europarlamentare și îl voi purta la fel cu mândrie dacă voi fi ales primar. De asemenea, colegii care vin alături de mine în Alianța USR Plus în toate localitățile județului, împreună cu mine suntem niște oameni care suntem liberi de obligații, liberi de contracte oneroase, suntem liberi de metehnele care au făcut din PSD un conglomerat de interese opac și greu de reformat. Dacă vrem să avem o administrație eficientă, aceasta trebuie să fie condusă de conducători cinstiți. Doar un conducător cinstit poate mobiliza o administrație care apoi să fie în stare să aducă fonduri europene, să construiască parcări, să construiască zone verzi sau să aducă utilitățile de bază în orașul nostru la standarde europene. Candidații noștri ai Alianței USR Plus sunt oameni în marea majoritate veniți din mediul privat. Cu toții și-au construit o carieră prin muncă și nu prin politică. Cu siguranță, în momentul în care vor ajunge în administrație, vor face ceea ce au învățat o viață întreagă. Eficiență, integritate, lucruri care vor conduce cu siguranță la performanță. Îi dau cuvântul colegului meu, Dinu Iancu Sălăjanu. Am pornit împreună cu el în această cursă, iar împreună cu el va trebui să ducem la capăt proiectele prin care să îmbunătățim infrastructura Zalăului, prin care să construim acele parcări foarte necesare de care avem nevoie, să ne extindem rețeaua de transport public către localitățile limitrofe, împreună vom construi parcul industrial de care avem nevoie și împreună îi vom susține pe investitori mari sau mici și pe producătorii locali. Vă mulțumesc! Bună seara! Sunt Dinu Iancu Sălăjanu, sunt candidatul Partidului Național Liberal.
la președinția Consiliului Județean. Îi mulțumesc încă o dată sălăjanului nostru, Dacian Cioloș, pentru susținerea pe care ne-o arată și mie și colegului din partea USR Plus, partenerii noștri, Florin Iordache. Sunt liberal, respect valorile democratice, sunt deschis spre viața occidentală, spre lumea occidentală. Înțeleg importanța implicării societății civile în funcționarea statului și pe lângă aceste deziderate am trei principii care mă ghidează în viața mea politică. În primul rând, alesul este în slujba cetățeanului. Alegătorul trebuie să fie stăpânul celui ales și toate preocupările, toate eforturile noastre, toată munca noastră trebuie să fie îndreptată înspre nevoile cetățeanului și bunul mers al societății pe care vremelnic o conducem. Al doilea punct este mai multă administrație și mai puțină politică. Am văzut cu durere și cu regret că de cele mai multe ori cetățenii care au ales să voteze un alt partid decât cel al celor care s-au ocupat de administrarea județului Sălaj au avut de suferit. Că fondurile alocate de la Consiliul Județean către acele comunități au fost mult mai mici decât către comunitățile care aveau primari PSD. Asta ne demonstrează că a fost doar o luptă politică bazată pe un coș de voturi pus în slujba lor și nu un plan coerent de dezvoltare a județului Sălaj pe baza unui studiu de impact asupra fiecărei investiții pe care o face Consiliul Județean în infrastructură, în dezvoltarea județului. Trebuie să avem grijă de fiecare comună, trebuie să ne gândim în primul rând la cetățean, trebuie să conștientizăm că Zalău s-a depopulat în ultima vreme și că doar printr-o dezvoltare rapidă și eficientă, printr-o administrare transparentă, printr-o alocare de fonduri acolo unde este neapărat nevoie, printr-o prioritizare a investițiilor, putem să dezvoltăm Zalăul astfel încât să asigurăm copiilor noștri, altor oameni care vor să se stabilească în Zalău și în Sălaj, acest curaj de a veni aici și siguranța că vor găsi o administrație care este în slujba lor și care este în stare să dezvolte Zalău la fel cum se dezvoltă celelalte orașe din vecinătatea noastră. Prea multă vreme ne-am uitat cu invidie și la Oradea și la Cluj, văzând că acolo unde sunt administrații liberale, lucrurile merg înainte. Bunăstarea din Cluj a depășit bunăstarea din București. Nu mai vorbim de fața orașului Oradea, care prin administrarea domnului Ilie Bolojan cu o echipă de oameni profesioniști de la primăria din Oradea a schimbat cu totul fața Oradei, încât toată lumea vrea să meargă să-și facă poze cu domnul Bolojan la Oradea, ca să-l dea exemplu de bună practică. Ieri m-am întâlnit cu dumnealui la semnarea contractului Nușfalău sub placul de Barcău din autostrada Transilvania. Am discutat, vă asigur că îl susține, pentru că l-am prezentat pe domnul Florin Iordache și îl susține cu toată tăria la primăria municipiului Zalău. Avem proiecte comune pe care să le implementăm împreună în folosul acelor două comunități, Oradea și Zalău, și a județelor Bihor și Sălaj, pentru că suntem vecini și ne mână înainte în această viață publică dorința de a demonstra că se poate. Am vorbit cu domnul primar Emil Boc. Vom merge săptămâna viitoare, vom avea o discuție cu dumnealui. Ne-a asigurat de toată colaborarea și de tot sprijinul de care poate fi dumnealui în stare pentru a dezvolta această relație între Cluj, Zalău și Oradea. Acesta este drumul nostru, integrarea sigură și previzibilă în această axă de dezvoltare Cluj-Zalău-Bihor. Și al treilea principiu, oameni buni, m-am săturat să fim considerați un județ de mâna a doua, un județ mic. Am mai spus-o și o repet.
trebuie să scăpăm de această pată roșie de pe obrazul Transilvaniei. Acest județ este județul Maniu, este județul Gheorghe Pop de Băsești, este județul unor oameni care au însemnat ceva în viața românilor, în viața județului Sălaj. Trebuie să fim demni de a urma aceste personalități, de a urma demersurile dumnealor și a demonstra că suntem oameni care merităm să ocupăm funcții la nivelul administrației sălăjene. Vă asigur că toate preocupările mele vor fi de a avea o bună colaborare între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Zalău, între Dinu Iancu Sălăjeanu și Florin Iordache, astfel încât să fim siguri că administrația sălăjeană, administrația Municipiului Zalău, este transparentă, este eficientă și este pusă în slujba cetățeanului, iar cetățeanul poate fi sigur că viitorul nostru este previzibil, este viitorul pe care ni-l dorim cu toții, noi și copiii noștri. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări? Da. Adrian Lungu, Radio România Actualități. Am o întrebare pentru domnul Dinu Iancu Sălăjeanu. Spomni la un moment dat despre capitolul turism, extrem de important de altfel pentru Sălaj. Avem atâtea primării care au centre de informare turistică. Știți bine asta. Din păcate, în afară de două sau trei exemple, cred că aceste centre sunt nefuncționale sau nu și-au atins scopul lor. Ați prevăzut în programul dumneavoastră un capitol care să reformeze această activitate în vederea dezvoltării turismului adevărat în județul Sălaj? Am văzut și eu aceste centre de informare turistică și a fost o altă găselniță a celor care au propus fonduri europene, așa de dragul de a avea și noi preocupări. Aceste cheltuieli și aceste absorpții ale fondurilor europene cu aceste centre de informare turistică n-au făcut decât să ne arate că banii sunt administrați și cheltuiți fără discernământ și doar din dorința de a spune că am făcut ceva. Au rămas acele clădiri închise de ani de zile, fără să ne gândim la ceea ce ar trebui să ofere. În primul rând, trebuie să evaluăm toate obiectivele turistice, să le promovăm în așa fel încât și noi să fim puși pe harta României, harta turistică a României. Avem, cum v-am mai spus, diferite obiective turistice de mare importanță, cum ar fi castrul roman, în primul rând, avem castrul de la Bucium, avem bisericile din lemn, din păcate ne lăudăm mai mult decât ar trebui și spunem că avem cele mai multe biserici din lemn. Nu avem cele mai multe biserici din lemn, dar sunt ale noastre, sunt obiective istorice pe care noi ar trebui să le manageriem cum trebuie, să avem grijă de ele în așa fel încât să fie întotdeauna vizitabile și să fie o mândrie pentru noi. Ați văzut acel proiect care, din păcate, a făcut din bisericile din Sălaj o temă de discuție în ceea ce înseamnă repararea lor și acele garduri care au stricat imaginea bisericilor din lemn. Ar trebui să fim ghidați în aceste proiecte de oameni care se pricep, de profesioniști și înainte de a ne gândi la foloasele materiale pe care le putem obține din aceste proiecte, vorbesc de cei care au administrat fondurile europene, să ne gândim la utilitatea lor și la ceea ce lăsăm în urma noastră. Pentru că după ce vom părăsi funcțiile politice, vor rămâne după noi faptele. Avem în preocuparea noastră această gestionare a monumentelor istorice și a tuturor obiectivelor turistice care ne pot pune cu adevărat pe harta României. Ciprian Crișan, Kiss FM, Magic FM, Zalău. Am trei întrebări, două asemănătoare și una pentru domnul președinte Cioloș. Domnule președinte Cioloș, știm că în 2016, cu guvernul tehnocrat, a fost premierul României. Vă felicităm pentru activitatea pe care ați depus-o. Vreau să știu să-mi răspundeți cu da sau nu, sau concret, dacă a fost chemat odată aici în Sălaj, de administrația județului Sălaj pe timp cât a fost dumneavoastră premier, la evenimentele pe care le-au organizat cei de la Consiliul Județean. Nu, n-am fost chemat, am venit eu. Am venit eu și mi-am propus serviciile, chiar discutam aici înainte că am avut o întrebare
de ce vorbim acum de centura ocolitoare a Zalăului și n-am făcut-o în 2016. Și spuneam că am venit atunci, pentru că știam, discutând cu sălăjenii, că e o problemă, e un proiect care a rămas undeva în suspensie și am venit în vara, toamna lui 2016, m-am întâlnit cu cei de la Consiliul Județean, de la primărie, pentru că era acolo un blocaj cu Ministerul Apărării Naționale. Am rezolvat problema cu Ministerul Apărării Naționale atunci cu transferul de teren necesar ca să se poată continua lucrarea, să finalizeze proiectul tehnic și să se poată lansa apoi licitația. Din păcate, suntem în 2020, nu cred că s-au mișcat prea mult lucrurile de atunci. Nu știu ce interese și încrengături sunt acolo cu terenul și cine are interesul ca centura aia să treacă sau să nu treacă printr-o parte sau alta. Sunt lucruri pe care sper să le descălcim. Așa cum v-am spus, acum nu o să mai fiu singur, o să fim o echipă. Sper să rezolvăm și aici problema aceea și alte probleme. Vă spuneam, știți, nimeni nu-i profet în țara lui, primul principiu, și al doilea, nu poți să faci de unul singur mare lucru, pentru că asta se numește egoism. Acum suntem o echipă și sper să putem avansa și cu acel proiect și cu altul. Mulțumesc. Alegerile locale sunt pe 27, pe 6 decembrie sunt cele parlamentare. Văzând la București atitudinea celor de la PMP, care 4 ani de zile au sabotat primăria și au votat împotriva consilierilor PNL USR Plus, conform ultimului sondaj IMAS, PNL și USR Plus trec de 50%. Vă întreb astăzi, tablou de astăzi, dacă considerați ca PMP și UDMR, PMP dacă va trece pragul, dacă considerați că e necesară conducerea României cu cele două partide, PMP și respectiv UDMR, dacă sunteți peste 50%. Nu vindem pielea ursului din pădure, trebuie să trecem întâi de alegeri, dar eu mi-aș dori ca cetățenii României, cei care votează, să vadă cine ce face și ce atitudine are. Nu avem nevoie de duplicitari, de unii care se plimbă dintr-o parte sau alta numai ca să fie la putere sau să fie acolo unde se împart resursele. Eu sper să avem un rezultat cât mai bun și să putem guverna, așa cum am spus și aici, cu oameni care sunt dedicați și să guvernăm pe principii, pe valori și pe proiecte și cu oameni care respectă aceste valori și aceste proiecte. Și ăsta e motivul pentru care și la București. Nu ne-am dus într-o alianță inclusiv cu PMP-ul, pentru că PMP-ul, tot timp cât a votat cu PSD-ul, acum ce încredere mai puteam avea că dacă o să fie în parteneriat cu noi, chiar o să ne susțină cu adevărat, pentru că cred în proiectele alea și nu doar pentru anumite interese. Vă mulțumesc. Domnule candidat Florin Remus Iordache, vreau să lăsăm la o parte proiectele de anvergură, de amploare pe care le aveți în platforma program. Când veți ajunge la primărie, vreau să spuneți prima măsură concretă, punctuală, pe care o veți lua. Adică nu cred că nu v-ați gândit deja, am câștigat primăria, ce o să fac de lume. Adică vreau să spuneți concret. Și aceeași întrebare pentru domnul din Ainte Sălătate. La pupit. Prima măsură concretă care voi lua, îi voi chema pe cei care au lucrările publice să vedem unde, care este problema și situația, de sunt blocate lucrări dintr-un cap într-altul, sunt pornite lucrări dintr-un cap într-altul, iar situația pe iarnă stă destul de greu, după cum vedem că este în oraș. Și asta ar fi prima măsură urgentă. A doua măsură, deci clarificarea situației lucrărilor publice din oraș. Bineînțeles, asta e un lucru, n-am promis niciodată nimic până acum, dar asta pot promite liniștit. Situația certificării lucrărilor publice se va schimba radical odată cu venirea noastră la conducerea primăriei. Ceea ce se întâmplă acum, să accepți lucrări, căs intermediare, căs finale, să le accepți în halul cum le acceptă primăria PSD, nu se va mai întâmpla acest lucru. Deci asta este o urgență pentru că vine iarna. A doua urgență ar fi să pun administrația să tureze motoarele. Astea ar fi, pentru că de acolo, din turarea motoarelor administrației, de acolo rezultă toate restul. Fonduri europene, proiecte, să înțelegi care sunt cele mai bune, care sunt cele mai necesare. Se știe că pe perioada pandemiei au fost angajate fără concurs, bineînțeles,
în primărie undeva la un sfert din numărul de personal. Ce măsuri veți lua concret vis-a-vis de aceștia? Ca să nu mai zic de ceilalți care au ocupat posturile fără concurs. Exact așa cum am spus și înainte de conferința de presă, vom lua și vom analiza activitatea fiecăruia. Dacă este doar personal contractual și nu și-a îndeplinit atribuțiile de servicii, lucrurile sunt foarte clare. Ai dreptul să înceteze activitatea pe loc sau conform legii cum este, cu preaviz. Dacă, în schimb, este funcționar public, vom vedea care sunt abaterile, care sunt lucrurile de care se face vinovat și vom lua măsurile care se cuvin conform legii, astfel încât să nu greșim. Dar, cu siguranță, măsurile se vor lua. Și, așa cum am spus, că tot vorbim de digitalizare, calculatorul va fi unul dintre cei care vor decide cine va face față și cine nu va face față la ceea ce vrea USR Plus să implementeze. Pentru că sunt lucruri foarte rămase în spate în primărie. De exemplu, nu vă spun că am reușit să ajung la informații și am cerut și eu, ca tot omul, dacă vreau să știu în ultimii 4 ani ce lucrări s-au făcut, câte sunt licitate, SF-uri, câte sunt executate, câte sunt certificate, din ce buget, din bani publici, din bani europeni, din împrumuturi și vreau să văd situația asta pe 4 ani. Păi mi s-a răspuns, 2 luni nu lucrăm altceva nimic. Asta a fost răspunsul care mi s-a dat, că primăria se blochează la o asemenea cerere care, dacă te duci într-o fabrică privată, este ceva absolut normal să poți să le pui tot timpul pe față. Atâta timp cât lucrezi netransparent cu lucruri, cu hârtii transmise dintr-o parte într-alta, sunt foarte greu de făcut. Deci, printre primele lucruri care le voi face, este informatizarea administrației. Nu numai ceea ce vedeți voi din afară, ci în interiorul departamentelor. Voi încerca să opresc cât de repede transferul de hârtii și de timp morți. Vom încerca să recuperăm acei timp morți ai personalului, să-i folosim în alte scopuri care să aducă valoare adăugată muncii pe care o fac ei. Acestea sunt lucruri pe care, și așa cum am spus, sloganul nostru fără hoție, dacă va exista vreun caz de asemenea fel, lucrurile se opresc pe loc cu acel angajat. De asemenea, așa cum am mai spus, vom încerca să implementăm standardul anti-mită și anti-șpagă, ISO 37001, pentru a preveni. Prin procedură să încercăm să prevenim, să ajungem în situații în care vom fi, să fim puși să dăm cu subsemnatul sau să răspundem la întrebări pentru care nu ai nicio vină, ci efectiv un om sau un grup de interese a încercat să pună mâna pe niște, să aibă niște foloase necuvenite. Iar ca să vă mai spun, poate că nu par așa de importante, dar haideți să dăm exemplu site-ului primăriei, care l-am văzut cu toții acum, a apărut de o săptămână, cred că, nu știu de cât timp a apărut. Din ce am văzut eu pe SICAP, a fost o primă licitație de 315.000 de euro. Vedem acum zvonuri 600.000 de euro sau 500.000 de euro. 600.000 de euro înseamnă cam 2 milioane jumate. Dacă luăm și împărțim la o masă caldă, la un copil sărac, cu 10 lei, 30 de zile pe lună, o să vedeți că din acei bani se pot da 8.000 de mese calde pe lună, deci la 8.000 de copii poți da masa caldă pe lună. Sau, dacă o luăm numai pe Zalău, 8 luni le dai la 1.000 de copii masa caldă pe Zalău. De ce spun de acest site? Pentru că au venit și au spus că vin cu un site smart, gata, digitalizează tot și l-au făcut ca și asfaltarea. Au venit și, exact cum faceți voi jurnaliștii, vă faceți rost de câte un site în WordPress simplu de executat. Uneori nu dați niciun ban pe el, chiar mergeți la niște prieteni să vă ajute să-l puneți în live. Ei s-au trezit cu un asemenea site de 1, 2.000, 3.000 de euro. Hai să mai zicem încă 2.000 de euro cu portatul datelor din vechiul site în celălalt. Au mai pus niște hardware acolo care să-l cheltuiască și au pus de o cheltuială de 600.000 de euro. E o cheltuială care s-a făcut exact la fel cum s-au făcut cheltuielile absolut echivalente, tot cam la același preț de 700.000 de euro pentru volei în fiecare an. În fiecare an
Zalău a avut o subvenție pentru volei mai mare ca la Dinamo și mai mare ca la Craiova. Dacă îi împarte iară în mese calde, iese exact câte 8.000 de lei și vedem câte 8.000 de mese calde. Dar hai să-l împărțim în parcări. Cu 700.000 de lei face o parcare cu 50 de locuri subterană, cu bariere, cu camere de luat vederi, exact, la 14.000 de euro locul de parcare. Exact atâta costă. Modul cum ei au subvenționat volei Zalău, CSM Volei, au mâncat 4 parcări în acești 4 ani. Numai din acele lucruri. Deci sunt foarte multe lucruri care se pot face vizibil și foarte rapid. Și vreau să mai răspund și eu la întrebarea care a fost cu PMP-ul. Pentru că Dacian v-a spus situația cum o vede el de la București, dar pentru România a fost un mare lucru faptul că USR a intrat în Parlament. Ai putut să vezi cu ce, cât costă un meniu de la un parlamentar, cum se înțeleg între ei. E, la fel, intrarea Plusului și a USR Plus pe piața alegerilor locale ne-a oferit o imagine și la ce se întâmplă în local. Iar vreau să vă povestesc din experiența proprie, luna iulie a fost o lună în care grupuri de candidați, așa numiți primari, împreună cu câte 5, 6, 10 oameni în spate, mergeau și își căutau partid de unde să candideze. Acesta este lucrul pentru care noi trebuie să refuzăm să mai mergem alături de aceste partide care sunt numite partide balama, să mută unii de la alții, își caută partide ea așa cu 2 săptămâni înainte de votări și după aia vând pe toată lumea. Da? Deci nu au niciun fel de interes față de oameni. Măcar așa, și foarte bine că nici măcar PSD-ul nu s-a aliat cu asemenea partide, nici dreapta, nici PNL, nici USR Plus, să-și ducă singuri ceea ce spun, ceea ce au de oferit lumii și vedem ce iese. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Domnule președinte, viitor președinte al Consiliului Județean, domnul Dumnezeu Sălăjanu, aceeași întrebare. Da, eu sunt obișnuit cu funcțiile de președinte, că sunt președinte la Vânători și Pescar, președintele unei asociații de terenuri, președintele unei fundații culturale, deci nu. Cum aș putea să vă răspund? Poate că prima dată o să schimb scaunul de președinte al Consiliului Județean. Poate scaunul îi devină pentru nerealizările sau realizările mici pe care le avem la nivelul Sălajului. În primul rând aș achiziționa conform legii un soft la Consiliul Județean care să permită gestionarea și urmărirea documentelor. Trebuie să vedem în orice moment care este stadiul documentelor pe care le depunem, în ce birou se află, care este termenul de livrare acestor documente și să intrăm într-un dialog corect și perfect cu cetățeanul. Să intrăm într-un dialog și într-un parteneriat logic cu oamenii de afaceri. Pentru că au așteptări de la noi și pentru că noi, prin administrarea pe care o facem la nivel județean și municipal, trebuie să oferim toate utilitățile și toate facilitățile de care au nevoie pentru a crește cu adevărat bunăstarea în județul Sălaj și în municipiul Zalău. Avem multe de făcut. În primul rând, voi transmite oamenilor din Consiliul Județean, celor care lucrează acolo, pentru că am certitudinea că sunt oameni profesioniști în Consiliul Județean. Trebuie doar să-i apreciem, trebuie să le recunoaștem valoarea, competențele, trebuie să le facem o evaluare, să vedem dacă îi putem ajuta, dacă îi putem perfecționa. Tot timpul trebuie să ne preocupe o mai bună administrare a județului prin oameni profesioniști, prin oameni competenți și, în primul rând, prin oameni de bună credință și cu bună intenție. Acestea vor fi câteva măsuri simple, dar foarte eficiente pentru a administra în folosul cetățeanului Consiliul Județean. Mulțumim! Mulțumim!